Am înțeles că ți-ai pus casa la dispoziție. Da, pentru că era foarte ieftin și pentru că ouăle trebuia să fie ouă, ochiuri, și pentru că televizorul trebuia să fie televizor și apa, apă. N-aveam bani să fac asta într-un platou, s-ar fi simțit. Am intrat într-o casă de om și ea s-a simțit după o zi de stat acolo și învățând unde-i fiecare loc și primându-se și stând și bând cu noi, cu mine, și ca la ea acasă. Deci ori asta era foarte important, să nu fie străină locului, să nu simți că nu știe, că bâjbâie sau... Asta e. Totul s-a făcut cu bucurie, fără niciun fel de nervi, fără niciun fel... Cu bucurie. Bucuria de a descoperi o relație, o poveste, o mână care vine de după tine și care vine din altă lume și care, iată, că îți dă fiori de toate felurile. Așa am crezut că e normal.